Bomba nopții pentru Vladimir Putin Anunț cumplit pentru liderul de la Kremlin Vladimir Putin are parte de o nouă lovitură, de această dată chiar din interior. În ultimele ore, mai multe persoane importante din Rusia și-au anunțat demisia. Ce i-a determinat să facă acest pas? Liderul de la Kremlin a primit vești proaste în cursul zilei de marți, 10 mai, după ce patru guvernatori au anunțat că își vor da demisia din funcție, în timp ce un altul a anunțat că nu va mai candida pentru un al doilea mandat. Mai precis, Sergei Șvacichin, regiunea Tomsk, Igor Vasiliev, regiunea Chirov și guvernatorii din regiunea Saratov și cel din Republica Mari și-au anunțat demisia din funcție, în timp ce guvernatorul regiunii Riazan, Nicolai Liubimov, a precizat că nu va mai candida pentru un al doilea mandat. În mod oficial, guvernatorii au anunțat că au luat această decizie fie din cauza vârstei pe care o au, fie din cauza că au ocupat această funcție pentru o perioadă mai mare de timp, notează de DPA. Ar putea fi un semn că nava se scufundă. Motivele oficiale au provocat numeroase comentarii în spațiul public, iar unii utilizatori ai aplicației Telegram deja se întreabă dacă nu cumva aceste demisii arată că guvernatorii anterior menționați nu mai doresc să sprijine războiul din Ucraina și consecințele pe care conflictul armat, început la data de 24 februarie, îl are asupra provinciilor rusești. Amintim că Occidentul a impus mai multe sancțiuni Federației Ruse, în urma cărora mai multe companii s-au retras din țara condusă de Vladimir Putin. Retragerea acestor companii a însemnat o lovitură uriașă pentru ruși, deoarece aceștia și-au pierdut locurile de muncă. Pe acest fond, analistul politic Abascal Iamov a declarat că aceste demisii ar putea reprezenta faptul că lucrurile nu merg așa de bine precum liderul de la Kremlin vrea să arate. Demisiile ar putea fi un semn că nava se scufundă și că șobolanii mai bine părăsesc barca, spune analistul politic Abbas Galiamov. Pe de altă parte, există persoane care sunt de părere că acești oameni politici nu au fost destul de loiali Kremlinului și că decizia de a da demisia nu a fost luată de ei, ci de cineva de mai sus.